două semnifice, 100 de titluri de carte din categorie pe care vedeți aici în spatele meu sunt disponibile. Dintre cele 200 de licee în care proiectul există, apare și cel dat, acum această lansare. Iar până la sfârșitul anului, se va extinde pentru nostru în 300 de licee. Vă mai dau câteva cifre, un număr total de 30.000 de elevi vor avea acces la aceste titluri. Și aici trebuie să mulțumim foarte mult partenerului nostru în acest proiect, Buclen. Ei sunt cei care au reușit să facă înțelegeri de Ministerul Învățământului cu editurile și, practic, sunt cei care au pus toată munca din spate operațională care putea să se întâmple. Și din partea Buclen va fi alături de noi puțin mai puțin, doamna Mihaela Rădăman, care este aici în partea mea. Cam atât. Nu se face așa de demonstrație, deși sunt convinsă că știți să o faceți și fără ajutorul nostru. O să vedem aici pe ecran, sperăm să meargă, că știți că obiceiurile se fac de o like-ul din numai de ce dar sperăm să meargă de la asta. Și, de asemenea, la sfârșit, avem o surpriză pentru voi, v-am pregătit niște cerințe foarte, foarte frumoase, multe din venă, se numesc Poliplan, sperăm să vă placă. Și nu în ultimul rând, de ce spun că este o inițiativă socială, pentru că acest conținut este gratuit utilizatorilor oricând este de multă presediție lor de acolo, ca să ne sărcați la mii informațiile. Puteți fi pe orice rețea. De aceea, credem noi, este o inițiativă digitală și socială în același timp. Mulțumesc frumos, să invit acum pe domnul Mircea Cătălescu să ne vorbească.